Radio Tour. Păduri întinse, vulcan noroios, mănăstiri vechi, așezări rupestre, muzee interesante, pe toate le găsiți în județul Buzău, în sud-estul României. Mai mult decât atât, aici puteți degusta vinurile românești într-un tur ghidat al cramelor. Buzăul este căutat și de către iubitorii turismului de aventură, aici practicându-se alpinismul, off-road-ul, rafting-ul, parapanta sau canyoning-ul. Oferta de cazare este și ea generoasă, adresându-se tuturor categoriilor de turiști. Florina Florea, coordonatoarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Nehoiu, județul Buzău, spune că turistul ar trebui să înceapă cu orașul Buzău, care are o istorie lungă și fascinantă. Poate să înceapă excursia în piața Daciei, unde poate admira cea mai frumoasă clădire din oraș, Palatul Comunal, care găzduiește primăria și Consiliul Local. De asemenea, în apropiere mai sunt clădiri vechi, precum Episcopia Buzăului și Casa Vergu Mănăilă, cea mai veche clădire din oraș, ce găzduiește colecția de artă populară și etnografia Muzeului Județean Buzău. De aici, eu aș merge un pic către partea muntoasă a județului Buzău, pentru că județul Buzău are farmecul său prin unicitatea obiectivelor turistice, precum vulcanii noroioși, unde aspectul selenar este inedit, așezările rupestre de la Nucu Bozioru, care este considerat Atosul românesc, trovanții de la Ulmet. Așezările rupestre din județul Buzău sunt niște bisericuțe săpate în stâncă. Oamenii, folosindu-se de formele geologice, le-au lărgit și adaptat astfel încât aici locuiau în primul mileniu călugări care trăiau o viață retrasă în curbura Carpaților. Spațiul a trezit un mare interes și a fost vizitat de către foarte mulți, însă enigmele nu au fost dezlegate niciodată. De exemplu, originea unor scrieri datate în primul mileniu dinainte de Hristos. Pe lângă toate aceste obiective turistice în județul Buzău se pot desfășura multe activități, continuă Florina Florea, coordonatoarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Nehoiu. Dacă doriți să faceți tratament sau să vă scăldați în apele sărate de la stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru, cei dornici de adrenalină pot face rafting pe râul Buzău de la Nehoiu, mai ales că în perioada 12-14 aprilie anul acesta se va desfășura Cupa Europeană de rafting și caiac. Se poate face mountain bike până la Cascada Cașoca, deși mică, 6 metri, este impresionantă și prin legenda haiducului Gheorghilaș care se ascunde în spatele perdelei de apă. Se pot face trasee turistice în munții Siriului, la vârful Măluia, la lacul Vulturilor, unde Alexandru Vlahuță spunea în România Pitorească că acolo vulturii își învățau pui să zboare deasupra lacului. Se poate face echitație la Herghelia de la Cislău. Toate acestea fiind activități outdoor, pentru activitățile indoor, mai ales pe perioada iernii, noi desfășurăm și în cadrul Centrului de Informare și Promovare Turistică activități de păstrare a obiceiurilor strămoșești, și anume am reușit cu câteva doamne să instalăm un război de țesut. În prezent ne ocupăm de realizarea unor carpete. De asemenea, în zonă există persoane care cos costume populare și avem o doamnă care deține peste 200 de costume populare vechi, poate fi și vizitat, este ca un mini-muzeu etnografic. România este unul dintre principalii producători de vinuri din Europa, iar destinația noastră este recunoscută pentru calitatea vinurilor. Buzăul este recunoscut pentru podgorile poziționate de-a lungul paralelei 45, paralelă pe care se poziționează și zonele viticole precum Bordeaux și Toscana. Menționăm și celebra tămâioasă de pietroasele pe care o produc toate cramele din zona Buzăului. Se găsesc unități de cazare de 2, 3, 4 stele. La centru noi am direcționat lumea și către locurile de campare care sunt în zona de munte, mă refer la Nehoiu. Obiective turistice inedite și locuri de cazare pe măsură. Pătrundem în gospodăria Danielei Roșca din comuna Pietroasele, unde puteți trăi o experiență deosebită, o noapte de cazare într-un butoi. În gospodăria noastră, pe lângă butoaiele pline cu vin, se găsesc 6 budane, butoaie mai mari, capacitatea lor fiind între 8.000 și 10.000 de litri. L-am transformat în 6 butoaie cochete destinate cazării. Acestea au fost amenajate cu geamuri, uși. Fiecare butoi are 2 paturi, noptieră, un spațiu pentru bagaje, aranjate în stil rustic.
Turiștii care vin pentru prima dată, în afară de butoaiele care sunt atracția locului, le arătăm cumva și camera de procesare a vinului, echipată cu utilaje moderne. Se finalizează către cramă, unde găsim câteva soiuri pe care noi le producem. Fetească, Riesling, Merlot, seci, demiseci, dar și cunoscuta tămâioasă românească de pietroasele. Cu siguranță veți avea nevoie de hărți pentru a vă planifica vizita, astfel încât să vedeți cât mai multe dintre atracțiile județului Buzău. Le puteți găsi la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Nehoiu, spune Florina Florea. Noi colaborăm foarte bine cu Consiliul Județean Buzău și ei întotdeauna ne oferă toate aceste materiale de promovare. Pe lângă asta, noi am început să lucrăm și la propriile noastre materiale de promovare. Așadar, turistul care ne calcă pragul, îi sunt oferite toate informațiile și verbal și scrise. De când este deschis acest centru de 2 ani, au venit peste 200 de turiști străini și majoritatea sunt foarte încântați, adică mai ales mi-au venit foarte mulți turiști cu rucsacul în spate. Foarte mulți doreau să campeze cu cortul. Sunt fascinați de ceea ce pot vedea, de locuri, de oameni. Majoritatea sunt din Uniunea Europeană, Germania, Franța, Spania, Italia, dar mi-au venit și foarte mulți din Israel, care au făcut și rafting. Regiunea Buzăului a fost denumită o mică Românie datorită diversității formelor de relief pe care le puteți întâlni. Așadar, nu ocoliți o zonă pitorească și plină de legende care amintesc de vremuri de demult.